Bună ziua, dragi elevi ai claselor a șasea, bine v-am regăsit la o nouă temă de istorie. Tema noastră de astăzi se numește Viața politică a țărilor române în primele decenii ale secolului al XVII-lea, iar până una alta, foarte repede, că erau iarăși o sumedenie de întrebări, vă încerc să răspund la câteva dintre ele care mi s-au părut cele mai urgente, să spunem așa. Deci, începem cu cineva care este anonim. Da? Ne întreabă când probabil sau de ce a murit Petru Rareș. Știi că Petru Rareș a murit la 3 septembrie 1546 și, cum spuneam cronicarul, a murit la miezul nopții, a murit la Suceava și dacă calculăm când s-a născut și când a murit, deci a trăit 63 de ani și a murit la miezul nopții omul de bătrânețe. Ok, Radu din Cimișlia întreabă dacă după carantină poate veni la liceul meu să învețe. Radu, să știi că liceul meu este foarte deschis pentru toată lumea și suntem o țară democratică, deci poți să vii să înveți unde vrei tu. Dan din Florești, ce a propus domnul adunării la lecția trecută? Deci, Dănuț, Ioan Vodă a cumplit atunci când turcii au cerut cer scuze, să dubleze haraciul, adică să dubleze tributul. El a spus că acești bani mai bine îi cheltuie pentru a forma o armată și de a lupta împotriva turcilor. Exact asta a cerut sau a propus el boierilor. Victoria, cer scuze, Victoria de la Ciocana ne salută și ne roagă dacă putem să transmitem salutări clasei a 6B de la Liceul Petru Dadnipro. Uite, Victorița a făcut asta și la un elev din clasa 5-a, o fac și pentru voi astăzi. Deci, Victorița și toată clasa 6B de la Liceul Petru Dadnipro, vă salut și vă spun mulțumesc pentru că mă ascultați și vă plac lecțiile mele. Victorița, am făcut ce ai cerut tu. Mihaela din Florești. Exercițiile, ea vrea fișe de lucru sau exerciții pentru cei care nu au printer. Deci, Mihaela, când e vorba de fișa joc, deci aici nu pot să te ajut cu nimic, doar că uitându-te la monitor să încerci și tu să găsești, eu știu, rezultatele corecte la acea fișă joc. Andreea din Cimișlie, de ce Mihai Viteazul a cumpărat tronul de la turci? Andreea, ca orice om, și-a dorit să devină domn, avea această posibilitate, avea foarte mulți bani. Nu uitați că domnii era, pe lângă faptul că era prestigios să fii domnitorul unei țări, atunci când ei cumpărau acest tron de la această țară, devenind domnitori în țara respectivă, puneau anumite impozite, câteodată chiar exagerate. De exemplu, au fost momente în țările române când s-a pus impozit chiar și pe fiecare hogeac pe unde iese fum. Deci dacă aveai trei case în o gradă și pe toate iarna ieșea fum că faci focul în sobă, deci pentru toate trei trebuia să plătești impozite. Deci s-a ajuns chiar la exagerare. Și de ce se puneau aceste impozite? Ca să își răscumpere banii pe care i-ai cheltuit pentru folosirea pentru cumpărarea tronului, îmi cer scuze. Și era destul, deci o țară era destul de bogată, mai ales țările române, da? Sunt foarte bogate și ca resurse și ca pământ arabil, da, roditor. Deci era bine și, să spunem așa, foarte bine ca să fii domnitor în țările române. Ilinca din Chișinău, cum accesăm filmul Călugăreni? Ilinca, probabil n-ai fost atentă la video sau nu te-ai uitat la el, să știi că acolo eu am spus că există un QR code pe care voi apăsați dacă sunteți la calculator sau dacă ați scos, eu știu, foaia sau puteți să puneți telefonul și să-l scanați cu telefonul și automat când scanați sau apăsați pe el, automat se deschide filmul. Traian din Chișinău ne mulțumește pentru lecție și spune că a început să înțeleagă istoria mai bine decât facem lecții împreună. Traian, să știi că îți mulțumesc pentru cuvintele bune pe care le spui tu și îți doresc succes în continuare la studierea istoriei și sper să-ți placă din ce în ce mai mult. Alexandrina din Orhei, așa, deci ne întreabă că Polonia cu Moldova au avut războaie. De ce l-au pus pe Lăpușneanu la tron? Deci Alexandrina, polonezii l-au pus pe Alexandru Lăpușneanu la tron pentru ca să-l facă ca un fel de vasal, da? El aici strângea impozite, trimitea acolo lor ca mulțumită, cadouri în caz de necesitate îi mai ajuta. Deci era convenabil polonezilor ca din această țară să aibă o persoană supusă lor, da? Și doi, de ce boierii l-au trădat pe Ioan Vodă cel cumplit Alexandrina?
simplu de tot, pentru că nu le plăcea cum el guvernează, pentru că nu le plăcea politica lui atât internă cât și cea externă. Când boierii erau nemulțumiți, de obicei ce făceau? Trădau, fie că trădau turcilor, fie că trădau polonezilor sau. Și Cristina din Chișinău. De ce a decis Mihai Viteazul să unească cele trei țări românești? Deci Cristina, pentru că a înțeles că a scăpat de jugul turcesc, de a nu mai plăti turcilor tribut, peșcheșuri și așa mai departe, era posibil numai dacă ne uneam, formau un front comun de a lupta împotriva acestui pericol imens care era la acel moment Imperiul Otoman și totodată înțelegea foarte bine că dacă el ar încerca să facă acest lucru, iar în Transilvania și în Moldova ar fi niște domnitori supuși turcilor, deci l-ar putea ataca din spate. Deci nu era combinabil, plus să nu uităm unitate de neam, unitate de istorie, de limbă, deci își spunea oricum cuvântul sângele, apă nu se face. Aici punem punct răspunsurilor și întrebărilor și răspunsurilor pe care le-am primit de la voi. După cum cunoașteți fișa, voi nu ați avut pentru acasă, trebuia doar să vă uitați la filmul artistic Călugăreni. Probabil v-ați uitat împreună cu familia voastră. Deci, propriu zis, trecem la tema noastră de astăzi, care am spus că se numește Viața politică a țărilor române în primele decenii ale secolului al XVII-lea. Așa. Ca de obicei, scriem history.md. Mergem la clasa a 6-a. Tema noastră de astăzi, materialele didactice. Așa, avem prezentarea pe care o descărcăm. Așa arată ea, deci viața politică a țărilor române în primele decenii ale secolului al XVII-lea. Aici avem cele trei țări românești și vecinii acestora. Deci referirile temei noastre de astăzi sunt rivalitatea austro-polono-otomană în țările române, doi războiul polono-otoman din 1617-1622 și situația țărilor române și trei criza politică din țările române. Cuvintele cheie astăzi sunt supremație, uniune dinastică, țineți minte ce înseamnă dinastie, și elementul greco-levantin. Pentru că sunt niște cuvinte simple, care le puteți găsi ușor în internet, dar și în text online, vă dau însărcinare să le găsiți singuri ce înseamnă sau să fiți foarte atenți la prezentare și eu numai decât o să ajung la ele în timpul analizei temei sau povestirii temei. Începem cu un document. Ca să înțelegeți care era situația la moment a celor trei țări românești, putem să înțelegem acest lucru analizând ce spunea cronicarul Miron Costin în letopisețul țării Moldovei. Și spunea el așa, legăturile dintre împărăție, are în vedere Imperiul Otoman, au fost acestea. Pace veșnică. La Moldova, pașii, adică pașalele turceștea, pașii să nu ne puie. Iar de la Leș, adică de la polonești, Polonia, era aceste legături. În Moldova cu oști să nu mai îmble, precazaci de la mare să-i oprească, cetatea Hotinului să dea pre mâna domnului de Moldova. Deci câștigam Hotinul. Deci la ce concluzie ajungem citind acest document? Că în primele decenii ale secolului al XVII-lea, țările române se aflau în centrul rivalității austro-polono-otomane pentru supremație în acest spațiu. Uitați-vă și la hartă, o să vă fie mult mai ușor. Deci, după moartea lui Mihai Viteazul, timp de aproape 10 ani de zile, poarta otomană a încercat să își restabilească suzeranitatea reală în țările române. Porții, adică Imperiul Otoman, aici aveți pe hartă, da, Imperiul Otoman, deci ei se opunea, da, să nu intre în spațiul românesc, să nu își impună iară puterea în spațiul românesc. Ei se opunea Polonia și Austria. De ce? Pentru că ele singure vroiau să aibă supremație în spațiul românesc, la Dunăre și ieșire la Marea Neagră. Așa deci, Imperiul Otoman era ocupat în războiul cu Liga Sfântă, despre care ați aflat la lecția trecută, și nu prea s-a opus, nu a avut el timp și nevoie la acel moment să se opună influenței tot mai mari a Poloniei în Moldova. Până în anul 1611, tronul Moldovei a fost ocupat de mai mulți domni din familia Movilă, da? Movileștii, aveți aici o fotografie,
da, toată familia mobileștilor, iar aici chiar stema lor, să spunem așa, a acestei familii. Și mai mult decât atât, trebuie să țineți minte că mobileștii erau fideli polonezilor, pentru că am spus, polonii, cu ajutorul Poloniei, ei veneau și deveneau domni în Moldova. Polonezii au încercat să pună domni, adică tot din familia mobileștilor, și în țara românească, dar acolo nu au reușit, pentru că era o influență totuși mai mare a Habsburgilor. În țara românească, domn a fost pus postelnicul lui Mihai Viteazu pe numele lui Șerban, iar când a devenit domn și-a luat numele de Radu Șerban. Și cine l-a pus în țara românească, domnitor? Evident, Habsburgi. Vreau să mă întorc la cuvântul postelnic. Să știți că postelnic, într-adevăr, vine de la cuvântul postel, pastilit, deci patul. Deci postelnicul era o funcție foarte importantă în stat, practic era cel mai apropiat boier, să spunem așa, de domnitor, pentru că era singurul care intra în camera domnitorului chiar și când acesta dormea. Deci practic era un fel așa de sfetnic foarte apropiat al domnitorului. Deci să știți că Șerban a avut o funcție foarte importantă, iar cu timpul Habsburgi, după moartea lui Mihai Viteazul, l-au pus în tronul țării românești. Radu Șerban, da, deci a continuat politica sa anti-otomană, a fost pus de Habsburgi, deci a luptat în continuare împotriva Imperiului Otoman și a tătarelor, chiar a distrus o oaste turcă-tătară în anul 1602 și a ocupat de la turci, adică a luat înapoi de la turci cetățile Brăila și Hârșova. În anul 611 încearcă să înlăture din domnie pe Gabriel Bathory din Transilvania, deci face o incursiune în Transilvania, chiar îl înfrânge pe Gabriel Bathory lângă Brașov, dar când se vine înapoi în țară, opa, tronul este ocupat de Radu Mihnea, care a fost pus de către otomani. Deci otomanii au folosit momentul, nu ești în țară, noi punem la tron un domnitor de-al nostru, care să ne fie nou fidel, nu cum ești tu, fidel Habsburgilor. În Moldova, Imperiul Otoman de asemenea sunt destul de deștepți și fac o manevră interesantă, înlătură de la domnie pe Constantin Movilă, deci mobileștii care erau fideli polonezilor, și îl pun la tron pe Ștefan Tomșa al II-lea, astfel că otomanii și-au restabilit suzeranitatea efectivă pe teritoriul spațiilor românesc, adică în toate cele trei țări românești erau domni puși de Imperiul Otoman și fidel otomanilor. Războiul polono-otoman din 1617-1622 și situația din țările române. Deci, implicarea Poloniei în războiul de 30 de ani, care a avut loc în anul 1618-1648, a servit ca pretext de a introduce în Moldova oștile turcești și tătărești. Deci, Imperiul Otoman s-a folosit de moment. Polonia este ocupată acolo cu vreun război, nu știu pe unde. Foarte bine, eu intru aici, sunt prezent. Deci turcilor li s-au opus. Atunci când turcii au venit să ocupe aici Moldova, deci turcilor li s-au opus oastea poloneză condusă de, l-aveți aici în imagine, Stanislav Zolkievski și de domnul Moldovei. La acel moment domnul al Moldovei era Gaspar Grațiani. Da? Deci după familie, deodată moldovan îl vedeți. Deci nu este moldovean, este croat și a fost pus la tron de către turci. Să știți că această oaste polono împreună cu a moldovenilor, da, cu a lui Grațiani, deci turcii i-au învins totuși turcii la Țuțura în anul 1620. Deci să știți că în această luptă Stanislav Zolkievski a murit. Deci a fost omorât. Ce spune cronicarul Miron Costin despre Gaspar Grațiani? Puteți să citiți singur documentul de la voi din manual, de la pagina 212. Așa, în vara anului 1621, sultanul, da, Osman al II-lea, cu o oaste imensă, a sosit pentru a ataca Polonia, să-i dea bătaie Poloniei, că s-a implicat atât de mult în politica Moldovei. Oastea polonă a pornit împotriva Imperiului Otoman sau a otomanilor și a intrat pe teritoriul Moldovei, ocupând cetatea Hotinu. Aveți aici frumoasa în imagine. Deci, avem Moldova, da, otomanii intră în țară din partea de sud, da, iar polonezii prin partea de nord. Deci, practic, Moldova devine teatru de război sau scenă de război între polonezi și între otomani. Să știți că turcii au suferit înfrângeri foarte grele și pentru a scăpa cumva situația cât de cât
la minim dat de pierderi, ei au fost de acord să înceapă tratative de pace cu polonezii. Și ce s-au înțeles ei? Ambele părți, adică și Polonia și Imperiul Otoman, se obligau să respecte autonomia Moldovei, deci să nu fim cuceriți nici de unii, nici de alții. Pentru a crea o bază socială, adică să fie aici în Moldova oameni care să susțină Imperiul Otoman, să susțină guvernarea și suzeranitatea asta otomană, deci în țările române, poarta sau Imperiul Otoman a aprobat așezarea în principate a unor persoane din Imperiul Otoman care se ocupau cu comerțul, deci subliniez, oameni care se ocupau cu comerțul, deci foarte, foarte bogați, care s-au infiltrat în viața țării. Da? Ei sunt de origine greco-levantin. Aveți aici zona Levant, se mai numește, unde trăiau foarte mulți comercianți, foarte, foarte bogați și reușeau să facă comerț în toată Europa și în toată lumea, de ce nu? Deci zona Levantului aveți aici pe hartă și ei erau de origine greci, deci veneau din Grecia, trăiau acolo, făceau comerț, au devenit foarte bogați. Pentru ce au făcut turcii asta? Deci au vândut tronurile țărilor române pe bani foarte grei, cuie, celor care aveau bani. Cine aveau bani? Greco-levantini. Așa, ei au ocupat nu numai funcțiile de domnitori le-au cumpărat, adică, dar și majoritatea dregătoriilor din țară. Evident că acest lucru nu le-a plăcut boierilor de la noi, pentru că cineva le lua, să spunem așa, locurile călduțe și bănoase. Așa că mulți domnitori din țările române au devenit chiar instrumente de docile, adică se supuneau acestor boieri greci foarte bogați care s-au infiltrat aici la noi în țările române. Ca să înțelegeți ce haos s-a întâmplat cu vânzarea tronului de fiecare dată în țările române, da? Deci uitați-vă la mine, Radu Mihnea, pe care îl aveți în imagine, deci sultanul i-a dat tronul, da, celor două țări, adică el era domnitor și în țara românească și în Moldova. Ce face el? Radu îi dă tronul țării românești fiului său, îl aveți aici în imagine, Alexandru Coconu, care era încă minor, adică nu avea 18 ani, să spunem așa. Și pentru că era minor, mama sa, grecoaică, da, Arghira o chema, a promovat boierii greci, ea era grecoaică, a promovat, deci a pus boierii greci în dregătoriile înalte din țară. Așa că, evident că boierii români, boierii din țară, erau foarte nemulțumiți de greci în general și de Aghira în mod particular, să spunem așa. Apropo, ce spunea Miron Costin, același cronicar, despre Alexandru Coconu? Că era și de trup și de hire, adică de fire, da? Și de hire slabu și boleacu, adică era slab și bolnav. Criza politică din țările române. Deci, în anul 1626, domnul Moldovei a devenit Miron Barnovski, care a fost ucis ulterior de către turci. Deci a avut o moarte groaznică, puteți să citiți singur despre asta pe internet. Turcii îl numesc apoi la guvernare pe Moise Movilă, deci iarăși vedeți, din dinastia Movileștilor, boierii greci iarăși se impun la conducerea țării, dar cu timpul apar două personalități marcante despre care noi o să vorbim altă dată. Avem o temă dedicată doar lor. Este vorba de Lupu Coci, care cu bani enormi, pentru că avea bani foarte mulți, da, din comerț, a căpătat, adică a reușit să cumpere domnia Moldovei și și-a luat numele de Vasile Lupu. Deci numele lui Vasile Lupu, cel la care îl știți voi, da, deci Vasile Lupu, dar numele lui adevărat era Lupul Coci. El, cumpărând tronul în țara Moldovei, să știți că a făcut multe schimbări spre bine și o să le vedeți asta la lecțiile care o să urmeze despre Vasile Lupu. Aceeași situație de stabilitate o să fie și în țara românească atunci când pe tronul țării românești se urcă Matei Basarabă. L-aveți aici. La început cei doi, Vasile Lupu și Matei Basarabă, o să fie și dușmani foarte mari, iar pe urmă se împacă și ca să pecetluiască această împăcare a lor, deci s-au pus așa, să zicem, de comun acord ca fiecare să construiască pe banii lui în țara celuilalt o biserică, adică Vasile Lupu să facă o biserică în țara românească, iar Matei Basarab să facă o biserică în Moldova. Așa, astfel că ne trezim țările române între medieval și modern. O să continuați cu aceste teme și în clasa 7-a, asta fiind spuse, deci noi punem punct temei noastre de astăzi, pentru acasă, pentru că vine vacanța
nu aveți nicio fișă de efectuat, aveți doar de învățat tema. Este o temă mai mult sau mai puțin interesantă, dar sper că am reușit cât de cât să vă creez o imagine care era situația țărilor române în primele decenii ale secolului XVII. Aici punem punct, vă doresc numai bine și ne vedem la lecția următoare. Să trăiți!